Frate, recent ne-am mutat și noi la o casă nemobilată, dar am aranjat cu mobila, mă rog, așteptăm să vină, nu e gata încă, dar noi fericiți într-un loc nou, așa, nu știu ce, toate bune și frumoase până când îmi zice ce simt asta. Eu cred că e bântuită casa asta. O, ceva, o fantom, un spirit, habar n-am, așa aproape. Și care-i faza? Mereu e frig în camera asta. S-a de zz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 
acolo unde stai tu. Și cam așa a început totul. În dormitorul nostru și în baia din dormitorul nostru, mereu, mereu am impresia că este încă cineva acolo și din baie se aud mereu niște sunete foarte dubioase, adică constant, niciodată nu se opresc, se aud non-stop cu ventilația, dar nu se aude doar ventilația, se aud și niște parcă țipete de fetiță, ceva foarte dubios. Băi, m-au luat căldurile. Știți care e faza? Exact cum vă uitați voi acum, așa mă uitam și eu. Adică nu te crede nimeni, știi ce zic? Dar a filmat recent un clip și să vă arate și vouă ce v-a arătat și mie. Pe aici, aproximativ. Se aude ceva. Ascultați bine dacă puteți. Ați auzit? Și o voce de bărbat. Se aude și țineți cont, vă rog foarte mult, că în camera în care am filmat eu acolo nu mai exista niciun fel de gadget, dispozitiv, pentru că camera e în șantier. Da, era și în șantier, era acum mai ok gen. Aici mai e un pic, parcă. Bro, what the f***, de unde frecvențele astea? Înțelegeți ce zic? Că la prima vedere pare că a luat-o razna viața mea, dar nu a luat-o. Ce facem în cavașcura voastră? Primul step, să zic așa. Știu că Bogdan a comandat MF de ăla acum ceva timp și cred că l-a folosit într-un de ăla. Îi zic să mi-l trimită, să vedem efectiv. Poate sunt frecvențe de alea, poate. Da, vreau. Vreau să comunic cu el. Ce vrei să faci, mă? Să comunic cu el. Ferească, dă că mă arunc direct. Să le transmit că suntem prieteni. Dă că mă arunc. Băi, a venit coletul de la Bogdan. Mamă, îmi vine să cred că e ca pe fasmofobia. Mă sperie rău, ești nebun. Dați-vă cum e. E direct ca în jocul ăla, bro. Cum să folosește viața? Bă, nu e așa greu, sincer. Adică, na, are un buton la prins. Ăsta pe mijloc, acolo, apasă pe mijloc, pe chestia aia. Dar când te miști așa cu el, când stă pe verde, e slab cum ar veni semnalul. Când se duce la mai încolo, vezi că e pe culori. Da. Și înseamnă că ești aproape de tine. O ceva, un fantom, un spirit, habar n-am. Adică aproape. Viața mea, eu sparg ăsta dacă îl văd pe roșu și alea, mă sperii. Hai, viața aia, rămâi cu mine sau? Rămâi. Că mi-e frică rău. Și sper că o să rămâneți și voi cu mine și în caz că nu o să mai auziți niciodată de mine, să știți că cea mai mare dorință mea e să facem și noi 1 milion de abonați și simt că suntem mai aproape ca niciodată. Deci dați un subscribe, vă rog frumos, că și așa sunteți o grămadă care mi-ați dat și hai să vedem ce se întâmplă, că e jale rău de tot. Prima dată vreau să inspectăm un pic din camere și după aia să mergem la nenorocire. Fac bine cum fac, vezi? Vezi că el nu face nimic, adică stă pe verde acum. Da, deci suntem ok. Dacă a pâlpâit sau ceva, am fugit ca să știi, am închis. Bun, deci aici suntem ok. Mamă, ce voțe. Nu e mă, deci deocamdată, fii atent, deci aici n-a fost nimic, dar aici nici măcar nu s-a întâmplat vreodată ceva, știi? Aici am mâncat, ți-ai jurat, s-a auzit la ce simă, s-au auzit niște sunete, gen pofi. Ce s-a întâmplat? A bipăit ăsta un pic. Nu cred. Știi care-i faza? Mereu e frig în camera asta. Bă, deocamdată suntem ok. Bă, aici e singura cameră unde îmi face, uite-te și tu. Și aici nu e priză, nu e nimic, uite. Nimic nu e. Na, iau ăsta, dau ăsta la o parte, vezi că nu e nimic, na. Bebe, nu. Încearcă să rămâi acolo, într-un loc. Uite, vezi? Ai văzut? Bă, Bogdane! Dar fii atent că dacă stai în același loc unde prins semnalul... Uite-mă! Da, uite! Habar n-am, uite că rămăsese mai mult pe galben. În restul camerei nu e nimic, frate, doar aici. Ce crezi? Cred că e de la monitor, pentru că sub sacul ăla negru e un monitor. L-ai băgat în criză monitorul? Nu! N-ar trebui să-ți facă.
Nu, mă, aici se întâmplă ceva. Și ăsta e tablou, nu are nimic în el. Ha, Bogdan, ne mâncați aici cu rata. Avem ceva în camera asta și asta e camera ce simte, ești nebun? Trebuie să sun pe cineva, mă, să vină pe bune, gen. Să văd dacă e ceva. Bă, sigur, n-ai făcut la mișto zi pe bune, că mi-a luat acum. N-am făcut la mișto. Îți arăt și pe filmare că a filmat ce simte în camera asta. Se aude un radio și se aude foarte un pic și o voce și asta fără nicio caterincă. Mă mutam în secunda 2, dar află și tu cine a stat în aici. Ce s-a întâmplat? Habar n-am, poate vreo poveste în spate. N-a stat nimeni, mă. Vezi ce faci, dacă e ceva, mai sună-mă, vreau să văd. Dacă e ceva, cred că te sun să vin la tine, în cața și că e joale. Trebuie să apelăm la cineva, că n-am ce să facem. Avem deja, practic, două dovezi, odată pe cameră și odată cu ăsta. Ceva se întâmplă. Și după cum spuneam, trebuie să apelăm la cineva cu adevărat priceput și cred că știm cu toții care e cea mai potrivită persoană pentru asta. Da. Ce va, mă, Dani? Uite, pe acasă. Bă, e posibil să am o problemă. Nu știu dacă e sau nu, dar vreau să mă asigur. Cred că am casa bântuită, frate. Fără nicio caterincă. Pare ce simam mereu impresia că e ceva în casă sau cel puțin avea și când a filmat ea un clip, să auzea un radio și o muzică pe fundal și am făcut rost de un MF de ăla, dacă știi ce zic. Ăla e ăla de căzi, spirite sau entități? Detectează frecvențe mai mult decât spirite, da, dar spiritele au așa. Și mi-a bipăit ăla în casă. Băi, ești nebun? Da, și știu că tu știi pe cineva. Băi, eu am pe cineva o cunoștință, dar tu de când te-ai mutat aici, mă? Băi, eu m-am mutat de 2 luni aici și blocul e nou făcut. Bă, dacă e așa, nu, adică n-ar trebui să fie ceva așa care să se fie impregnat acolo mult, știi? Vreo entitate sau ceva, adică cred că-ți cap leger. Hai că te rezolvi, vorbesc cu un băiat și... Hai bine, bine. Hai că ne-a rezolvat maestru Daniel de Nearu. Fiți atenți și a complotat cu Cisima. Păi deci m-a sunat Dani acum. Mi-a zis clar că nu există ca apartamentul nostru să fie bântuit pentru că este și blocul nou. Nu a mai stat nimeni aici înainte în apartamentul ăsta. Nu există nici cimitir în apropiere. Adică nu există nicio posibilitate ca asta să fie adevărat. Și m-am gândit să-mi trimit și un prieten să-și vadă puțin joc de teu. Urât rău de tot să-l panicheze foarte tare. M-am gândit să-i pun într-un ghiozdan o boxă și o să stau cu ăsta tot timpul cu prietenul ăsta meu, tot timpul pe apel. Să fac diferite sunete. Dar să-l speriem tare rău de tot pe Teo. Nu vă dau mai multe spoilere că la final nu mai zic nimic. Tac. Și eu bineînțeles că am fost de acord. Păi tocmai ce am vorbit cu ăsta la telefon și vine la noi, mă, că pe fine asta să inspectez. Aflăm adevărul. Păi și dacă e, ce facem? Ca mine. Și dacă e, ce facem? Ți-am spus, ne împrietenim. Am plecat dacă e. Am plecat. Am simțit că ele nu se... Nu mai discut. A venit momentul, mă, căvoși. Bună seara! Să trăiți! Salut! Teo, îmi pare bine? Andrei! Bine ați venit! Ți-a zis și despre ce e vorba sau? La ce trebuie să-mi zic? Simt de la ușă, domnule! Hai să zicem la treabă, vină cu mine! E iubita mea! Ce simt am făcut? Să rămână! Nu te deranjează că filmezi! Ok! Noi suntem acum în renovare și e cam dezastru pe la noi! Da! Îmi place privirea aici, ce pot să zic, îmi place privirea, știi? Da, e frumos. Noi ne-am mutat aici că știam că e nou, că știam că e bine și a auzit iubita mea niște voci, am verificat cu un dispozitiv din ăla MF, nu cred că ți-a zis Dani toată povestea. Se a aprins ăla de câteva ori și tot simțim că e ceva în casă și vrem să vedem dacă chiar e pe bune ceva. Păi, nasoală rău de tot, că tu ai supărat pe cineva, știi, care e chestia că ăsta e vlog nou unde stai tu. Cimitir nu e, mormânt nu e, n-ai supărat pe nimeni, alt proprietar n-a fost. Asta-i sticla mea. Treaba e nasoală la tine aici și nu e prima oară când fac chestia asta, dar ce-i la tine e urât. Aici s-a întâmplat, practic, pe stânga. Aici am auzit noi chestiile alea și aici a și bipăit nenorocirea. Aici, în zona asta. Aici. Ce se întâmplă în camera asta nu e bine. Păi asta e camera mea. Da, dar energia nu-i spre tine. Dar spre cine? Sunteți ok? Aici e dormitorul și aici e camera mea. Îmi place plătut. Mulțumim. Ia ține și mie telefonul frumos ăsta. Lasă-l ține. Asta e pic. Dar ce s-a întâmplat?
De aici te cheamă, dar se duce dincolo, vine din stânga, pleacă din dreapta, se duce în... Nu înțeleg, vorbiți și cu noi ca să înțelegem și ce se întâmplă? Stai un pic, aici e treaba e gros. Acum 2 ani am ars o casă că nu puteam să scap de ei. Lasă-mă să-mi fac treaba aici. Nu-i de aici. Aici e ok. Iar a plecat. Cum vine aici să duce dincolo? Bine, nu mai intră dincolo că am făcut chestia aia, dar iar a plecat. Hai de jos, ne apucăm de treabă, facem treabă ca lumea. Cine a plecat? Ce s-a întâmplat? Cine? Domnule, cine fuge? Îmi ziceți și mie? Ai entitate puternică. Entitate puternică? Avem doar o entitate sau mai multe? Ai una, dar ai ajuns să fie cu tot. Ține-te de... Trebuie să acumuleze energia, Tania. Am pus camera acolo că vreau să punem tot. Și ce se întâmplă acum, gen? Vedem cu cine comunică spiritul. Cu cine comunică spiritul? Dar pare că vrea să comunice cu tine. Păi și cum fac să comunic? Sau care e faza? Ne ocupăm, hai de sus! Și acum ce se întâmplă? Stai jos. Nu știu chibrit în casă. Chibrit? Bebe, ajută-l tu. Ai chibrit în casă. Sau... Brichet. Ce-i mă, băiatule? Stai mă acolo, vezi de treaba ta. Bebe, ai auzit și tu? Mă, tu stai acolo, vezi de treaba ta. Păi s-a auzit, nu te mișca! Deci n-ai auzit nici tu? Nu, ce s-a auzit? Ce s-a întâmplat? Dar ce faci, ritual? O dată 300.000 și nu poți. Și acum ce se întâmplă? Mici chiar îndreptător, tu ai o problemă, eu vin să-ți o rezolv. Păi nu-mi răspundeți la întrebări, de asta întreb. Nu cu mine trebuie să vorbești. Păi și cu cine vorbesc? Ce faci, Bă, cine? Bebe, ai auzit și tu? Ce? Bro, nu există așa ceva. Bă, cine vorbește? Cum să tac, mă, n-auzi că vorbește cineva? Ești nebun? Mă recunoști? Bă, cine să recunosc, mă? Bă, ce se întâmplă? Bebe, n-auzi nimic? Absolut nimic. Poți să-mi explici ce se întâmplă? Sunt tu din viitor, viețile mele. Ce, mă, el din viitor? Cine din viitor, mă, să fie? Ești nebun la cap? Nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă și cred că mă luați la mișto. Bebe, cum să nu auzi, mă, e la mișto? Ce dacă îți spun că nu se aude nimic? Băi, domnul, spiritistul? Nu, e, mă luați la mișto, clar, tu n-auzi nimic. Bebe, îți fac foarte mulți oameni să învețe să fie fericit. Când îți vei picta propriul chip într-un tablou pe punză mare, apoi fermecat de propria ta imagine, ți-ai lăsat toată energia și viața acestui tablou. Ce? Fiind închis în culorile fermecate, i-a rămas doar trupul tău inert pe fotoliu. Tu ești închis în tabloul fermecat care s-a luat toată energia. Dorința ta de a fi vreșit cum ești nemuritor. Greșeala, dar tu zici că te-ai lăsat fermecat de propria tinerețe exterioară și ai stat inima de copil, iar pe viața ta ești să fii nemuritor. N-am înțeles nimic și, băi, trezește-te! Ce ai în ghiuzdan? Deschide un pic ghiuzdan. Bebe! Zici mie ce se întâmplă, că s-a auzit clar dintr-o boxă ceva, da? Dă mie, că nu uite. Stai, mă, nu pune mâna! Hai să batem la urmă. Ai venit, m-ai luat la mișto cum ai venit. Ce se... Lumână. Bine, în afară de lumânarea asta, ce mai ai acolo? Bebe, cine bate la ușă? Eu de unde? Trebuie să vină cineva? Nu. Ăsta l-ai auzit? Da. Ai zice ceva ce nu pot să zic pe cameră, dar ai zice multe. Deci, multe rău de tot ai zice. Deci, mi se părea ceva suspect de când a venit și m-a luat la mișto într-una, efectiv. Într-una m-a luat la mișto. Îl întrebam ce se aude. Hai, domnule, nu te mai mișca. Și azi a venit tataie să mă bată și nebun la cap. Asta e a ta? Da, forță. Dar când ai luat omul, bă, bebe, tu știai, nu? Poate. Pe mine mă interesează o chestie. E asta bântuită sau nu? Că nu mai înțeleg. Acum ce ați mai făcut? Asta, de la noi. Cum, mă, nu e de la voi, ești nebun? Uite, unde? Ha?